S-au umplut bisericile Moldovei cu oameni nedemni de sutană, pentru care banii sunt totul, iar singurul crez este să-și umple buzunarele. Părintelui Valeriu Ungureanu din satul Clocușna i s-a dus vestea în toată zona că, dacă nu-i dai bani, nu meriți să fii petrecut pe ultimul drum, așa că nu te îngroapă. Oamenii din sat ne-au dezvăluit că, pe lângă taxele piperate pentru botezuri și prohoduri, preotul mai percepe și altele. Ar exista cazuri când ar fi cerut bani după spovedanie și pentru iertarea păcatelor. Alexandra Schichten ne-a spus că nu mai merge la biserică după ce acum 10 zile și-a înmormântat propriul tată fără slujbă bisericească. Au fost cunoscuți prieteni care au venit la biserică să vadă dacă e biserica deschisă. Biserica era încuietă la orele 13:30. Am început a da pomenele fără preot. Jumătate de ceas după termin, cum a fost clarificat ca el să vină. Și ne-am dus la cimitir. În timpul ăsta, când am dat pomenile, Chira a plecat acasă și cu preoci. Am rămas fără preoci și fără părinte. L-am dus pe tata la vârsta de 85 de ani, care a fost un muncitor și a educat 7 copii. L-am dus că nici nu pot ca să spun cât de dureros a fost așa. Mama a căzut fără cunoștință, s-a deranjat așa de tare înainte de a-l scoate pe tata. A fost ceva strașnic. Tatăl Alexandrei s-a stins din viață săptămâna trecută și imediat au început negocierile cu preotul din localitate pentru înmormântare. Banii nu au fost discutați, iar preotul a acceptat să oficieze slujba de pomenire. În ziua înmormântării, la căpătâiul răposatului s-au prezentat doar câțiva coriști de la biserică. Rudele l-au așteptat preț de câteva ore pe preot, însă acesta așa și nu a venit. Nu m-am așteptat eu cu dânsul, eu am vorbit cu dânsul și am spus că când am vorbit cu dânsul, m-a întrebat el pe mine că ne-am făcut lui sora praznic de un an de zile, că așa la nu a fost praznic, dar a fost bal. Dar eu am spus, chiar am început a plânge și am spus, zic, părinții nu au avut bani, nu au avut cu ce plăti. Și eu am spus, de azi înainte, dacă s-o faci praznic așa, abonați și praznic de bal. Pentru că nu a fost el. Pentru că nu a fost poftit el. Dar de ce nu l-ați poftit? Mama, nu a avut bani, n-am avut cu ce plăti. Dar cât costă pomenirea? 200 de lei, spune că... 100 sau 1000? Mormântarea 1000, dar la praznic când vine ca să citească pomenicul, pui dă-i 200, 100, care și cât poate. Nu fii, nu au avut bani, eu strâns bani pentru că să fac așa o bucățică de praznic. Și noi n-am făcut praznicul mare, dar cu o câțiva am făcut. Și eu de atunci a ținut mâniei. Sunteți primul caz în sat? Nu mai sunt cazuri. Nu se știe cum își alege preotul păcătoșii, însă în cazul familiei Șveț, neînțelegerile s-au ținut lanț. Acum rudele nu-și mai găsesc liniștea, deoarece și-au înmormântat răposatul fără slujbă bisericească. Îngropat, dar și de părintele nu a venit, s-a aflat trezii de însă parcă el. M-a fost un mușitor, a fost lucrat copii, a avut cept, am avut copii, tăi, grețuri, la urmă tatăl a aflat trezii. Preotul slujește la Clocușna de mai bine de 15 ani. Oamenii spun că în ultimul timp, părintele a început să devizeze oamenii bogați de cei săraci și să nu oficieze în mormântarea tuturor răposaților. Mai mult a mărit taxele pentru serviciile religioase cu mult peste putința enoriașilor. Dacă în mod normal pentru botez, cununie sau înmormântare, taxele nu ar trebui să depășească 200-500 de lei, preotul din localitate cere de la oameni sume de 2-3 ori mai mari și asta fără să le dea chitanță. Omul și-a la totul a fost... invalid de o mână, dar el discânta și toate pretenziile la dânsul că el discânta și nu se poate. După aceea s-a mai mormântat o femeie, Gorea cei Viera Dimitrievna, care e într-adevăr vrăjea și face dragoste și acolo, acolo s-a dus la mormântare. Și cazuri de astea mai sunt că dacă a murit un sărac, nu e acasă, e plecat la Chișinău sau la mănăstire sau treburile lui. Eu aș face diferența între oameni din sat? Se vede că da. Se vede că da, pentru că dacă știm, cum, dacă nu am sărac, e clar că n-o să fie la mormântare. Cât plătesc pentru o mormântare? De pildă, eu nu știu, oamenii ăștia n-au plătit pentru că n-au fost la biserică, dar așa vorbesc eu 1000 de lei.
Și într-o așa caz ar trebui să dai un cec careva, că se plătește 1000 de lei. Așa se face că de la un timp biserica e tot mai goală, iar localnicii se duc în alte parohii, acolo unde găsesc preoți mai înțelegători, care nu percep tarife atât de mari pentru nunți, botezuri sau înmormântări. Am botezat în alt parte pentru că aici trebuie tot 15 persoane, așa spune eu, 15 cu metri și bani. Dacă n-are 15 cu metri, înseamnă că nu-mi botează. Eu nu știu, n-am fost că nașul uneori acolo botezat pe copil. Și fiecare cumătă trebuie să facă. Da, nu, că drept că mie mi-a spus așa, unde am botezat copilul, acolo să mă duc să-l mărmântez pe toată. Nu mi-a spus lucrul ăsta. Așa v-a zis preotul? Da. Unde am botezat pe copil. Dar dumneavoastră n-ați vrut să botezați copilul? Eu nu e asta, nu sunt din partea mea, pentru că nașul unde a vrut acolo botezat. Eu n-am avut nimic dintre asta. Ce vreți? Vreți mai departe preotul să fie în sat sau tot ce vreți? Eu, în primul rând, cum să spun, nimeni totuna, dacă lumea vede că se bate cu cioarele, dă el cu cioarele în lume și nimeni nimic nu face, eu n-am să fac nimic. Eu nimic n-am să fac. Pentru că eu dacă mă duc, eu mă duc la ocniță, mă duc, este hădreuțul, ocniță, mă duc la altă biserică și nu-mi trebuiește aici să mă duc să la biserică. Am încercat să vorbim cu preotul, însă ușa bisericii era încuiată. Am mers în satul Hădărăuți, acolo unde acesta și-a construit o casă, dar nimeni nu ne-a deschis poarta. Totuși am dat de socrii preotului. Ei ne-au spus că Valeriu Ungureanu este plecat într-o deplasare peste hotare, iar acuzațiile care îi se aduc sunt nefondate. Un care este foarte bun, dar la o luminunță în voie. Ei nu vor să facă pe legea creștinează, vor să facă pe legea în loc. Și eu nu pot să-mi iau potriva Dumnezeu. Solicitat de Realitatea TV, preasfințitul Nicodim, episcop de Edineț și Briceni, susține că preotul din sat este onest și își face foarte bine meseria, iar dacă vor parveni plângeri din partea enorieșilor, va iniția o anchetă în acest caz. Până la clarificarea situației, o parte dintre enorieși refuză să mai intre în biserică. Nu și-au pierdut credința în Dumnezeu, însă cer insistent ca la biserica lor să fie adus un alt preot.